Hallo, anche se non un vlog, io sono Robert. E ragazzi, non so mai fare vlog di Aistasi. Penso che non sia un posto forte. Cioè, ma era un prank, per buone. Io fare vlog in piazza mia frate. Salute anche se non vlog, io sono Robert. Ora si osa facere tutte le vacche di schmecchere. Hai sentito? Ed è logico che non so mai l'aste vlog, tu mi fareste. Però se sono rosso po' stesso con voi despre tutte le vacche di mi puzze. Deci, eu cred că fac de ceva de... Nu mai știu exact de când fac vlog, dar vă puteți uita la primul vlog. Și da. Să vă puteți da seama de când fac eu vlog. Asta o să povestim despre câteva chestii, cum am început eu. Am început cu un vlog mic. Salut și am găsit un nou vlog. Și pa. Pur și simplu. Și aia mi-a adus un mic abonat. Așa. Și ăla a fost primul meu abonat. După al treilea vlog mi-a adus al treilea abonat. Și uite așa am ajuns eu la câți abonați. Deci este destul de greu, trebuie să postați aproape în fiecare zi. Este destul de greu ca să ajungeți la un nivel mare. Eu încă n-am ajuns la nimic. Asta este doar începutul. Am făcut doar două piese. Acum a foarte scurtă, foarte scurtă. Când ziceam copiez ca imprimanta la sfârșit. Ziceam așa, copiez ca imprimanta la sfârșit și am adus ceva curaj, să zic așa. De la un prieten. Și acum o să povestim puțin. Ok, deci eu am 8 ani și 9 ani. Și eu prima dată mă gândeam să fac cealaltă chestii cu puști, să mă împușc așa, gen, știți? Dar am zis că e prea strâns asta, n-are rost. Nu, n-are sens. Și pur și simplu am zis, bă, n-are rost. Și am făcut ce bea ce trebuia. Vloguri cum e precum, sau și am zis eu un vlog, ce pa. Ăla a fost primul meu salut cu camera. Telefonul, bineînțeles, pentru că nu aveam camera. Haideți să vă arăt GoPro-ul meu, primul meu. Na. Camera, să zic așa. Ia, uitați-l. Aici am hardul cu toate vlogurile. Și da, azi o să povestim puțin despre învățământ. Trebuie să facem neapărat ceva în 2020, pentru că este foarte rău ce se întâmplă. Nașpa, nașpa, ce se întâmplă? Da, hei! Baker, cum las nu se povestim despre asta. Acum la momentan suntem cu Caterinca. Păi cum o știți voi, dar azi am zis să vă chem aici un pic să mai povestim și noi ceva. Și cam atât și cu acest vlog glumesc. Ați speriat voi un pic. Ce, un vlog doar atâta de scurt, Robert? Wow! Aici mi-am cumpărat un scaun perfect nou. Este super fain. Pe eMAG. Băieți de la EMAG mi-au trimis un scaun și când mă trezesc lumea asta, văd ceva la afară. Și ce să vezi? Un cadouș. Le mulțumesc foarte mult celor de la EMAG, pentru că uitați-vă și voi ce porcărie de scaun am eu aici. Deci, da. Bun.
Și cam atât și cu acest vlog și noi ne vom vedea data viitoare. Nu este un prank ăsta. Pa, pa!